Este și cazul unor copii cu probleme de sănătate din Târgu Jiu, care au fost identificați de persoane cu suflet în pragul sărbătorilor. Ionela Năstăsoiu, de exemplu, se ocupă de un club dedicat copiilor din oraș și a început o campanie de ajutorare a copiilor cu probleme deosebite. Acțiunea umanitară a fost promovată și pe site-urile de socializare. La sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, gorjenii pot să ofere acestor copii alimente, dulciuri și jucării. Cadourile vor fi oferite până în ajunul Crăciunului. Intenționăm să strângem jucării, dulciuri, hăinuțe pentru copiii cu probleme. Cu probleme de cazuri sociale? Da, am făcut rost de câteva cazuri sociale mai deosebite și dorim în perioada sărbătorilor, respectiv între 21 și 23, să le dăm ce reușim să strângem. Despre câte cazuri este vorba? 4 sau 5 familii cu probleme sociale mai deosebite. Este vorba despre copii fără auz sau cu alte probleme de sănătate. Până acum au fost donate pachete cu haine și jucării. Respectiv, avem două fetițe care nu aud, sunt născute cu probleme, au aparat auditiv, au diverse operații și alte cazuri sociale mai deosebite. Când ați început campania? De pe 1. Și până acum ați strâns ceva? Da, am strâns câteva jucării, hăinuțe și dulciuri. Campania a început pe data de 1 decembrie și se va închide pe data de 20.